Un accident rutier s-a produs ieri seară 10 noiembrie pe alea Mihai Gușiță din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Un tânăr în vârstă de 20 de ani a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un autoturism ce se afla staționat regulamentar în afara părții carosabil. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au depistat că tânărul se afla sub influența alcoolului. Potrivit unui comunicat al IPJ Mehedinți, aparatul alcool test cu care a fost testat șoferul a indicat o concentrație de 1,10 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Astfel a fost condus la o unitate medicală pentru racoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto, care nu a necesitat îngrijiri medicale.